Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne vorbește azi despre realitatea alternativă și universurile paralele. Cum se pot naște universuri paralele? Ce este un univers paralel? Un univers paralel sau o realitate alternativă este o ipotetică sau nu realitate separată autonomă. Iar un grup specific de universuri paralele este denumit multivers. Acest ultim termen poate fi folosit și pentru a descrie posibilele universuri paralele care constituie realitatea fizică. Termenul de univers paralel e mai generalist, fără nicio conotație care ar implica o relație sau lipsa de relație cu universul nostru. Un univers în care legile naturii sunt foarte diferite, ca de exemplu, unul în care nu există limitări relativiste și viteza luminii poate fi depășită, ar putea fi considerat în general un univers paralel, dar nu și o realitate alternativă. Definiția corectă provine din mecanica cuantică, pentru că universurile paralele sunt singurele universuri care sunt separate între ele printr-un singur eveniment cuantic. Practic, cei care cred în universul paralele consideră că în același timp cu noi se desfășoară o altă viață fără legătură sau imixitudine cu cea noastră. Andrei Saharov și universul oglindă. În anul 1967, reputatul fizician Andrei Saharov, laureat al Premiului Nobel, a emis teoria simetriei materie-antimaterie în univers. De fapt, el explica că celebrele ecuații ale câmpului cuantic Klein, Gordon și Dirac sunt absolut simetrice în ceea ce privește materia și antimateria și de ce universul nostru e totuși compus din materie și nu din antimaterie. Saharov explică astfel posibilitatea universurilor paralele compuse din antimaterie. El a explicat că la stadiile incipiente de evoluția universului, atunci când universul era în expansiune, aveau loc procese de deteriorare a simetriei de sarcină și paritate, sau cu alte cuvinte, nu s-a realizat conservarea sarcinii barionice, deci e foarte posibil ca din momentul cunoscutului Big Bang să se fi format nu un singur univers, ci o multitudine. Astfel, fizicianul admite ipoteza existenței unui univers paralel în care ar predomina antimateria. După Saharov, împărțirea universului în două universuri paralele de bază, în unul în care predomină materia și în celălalt antimateria, ar putea fi o idee care să concilieze logica și experiența. În acest univers geam, în al nostru, nu doar materia ar fi înlocuită de antimaterie, dar și săgeata de timp ar fi inversată, iar acest fenomen ar fi universul oglindă. În trecut, această presupunere a dus doar la câteva studii științifice, dar a fost folosită din plin ca o temă a științifico-fantasticului. Cel care a fost primul care a propus tema oficială a universurilor paralele în anul 1954 a fost Hugh Everett, care spunea că poate că acest univers în care trăim nu e singur și că mai există alte milioane, sau poate că oamenii pe lângă care trecem zilnic sunt din altă lume care stăpânește călătoria interdimensională. Există teoria călătoriilor interdimensionale, dar singurele informații pe care le avem despre aceste călătorii vin din povestirile oamenilor care susțin că au vizitat și alte lumi, așadar urmează în continuare top 10 călători în lumi paralele. Întrebarea care macină pe savanții care susțin existența universurilor paralele este: oare se poate circula dintr-un univers în altul și ce consecințe ar urma? Călătorul dintr-o țară inexistentă. În anul 1954, pe aeroportul internațional din Tokyo, polițiștii au oprit pentru cercetări mai amănunțit un călător care li s-a părut suspect și aveau perfectă dreptate. Și asta fiindcă individul respectiv, în momentul când a mânat pașaportul pentru a fi ștampilat, a fost imediat interogat de către polițiști cu privire la originile sale. Nu era vorba aici despre rasism, dar deși pașaportul său părea autentic, era emis de o țară de care nimeni nu auzise. Individul a susținut că țara din care vine era localizată între Franța și Spania, dar cum acolo era principatul Andorra, a fost întrebat de ce nu are pașaport andorez. Individul misterios a declarat că n-a auzit în viața lui de Andorra și că el vine din Taured. De asemenea, omul susținea că de 5 ani venea mereu în Japonia, având aici afaceri derulate cu parteneri niponi.
Pașaportul său se pare că susținea povestea acestuia fiind plin de vize și totodată omul avea cu el valută din mai multe state europene. Dar prezența lui și un permis de conducere emis de către misterioasa lui țară și chiar un carnet de cecuri emis tot de către o bancă necunoscută. După o zi întreagă de interogatoriu, individul a fost plasat într-o cameră de hotel, iar în fața ușii camerei au fost instalați doi polițiști experimentați. Însă a doua zi de dimineață, polițiștii au realizat că misteriosul om a dispărut fără nicio urmă. Deși singura ieșire în afară de ușă era o fereastră aflată la etajul 15, deasupra unei străzi aglomerate. Poliția din Tokyo a demarat o anchetă, dar fără niciun rezultat. După ufologul Takeo Mahasuzuki, care a analizat cazul după 30 de ani de la ciudatul eveniment, a spus într-un interviu, din fericire, dacă era într-adevăr dintr-un univers paralel, se pare că s-a întors în confortul casei sale din Taured. Teoria oamenilor umbre. Conform lui Albert Einstein, ar exista patru dimensiuni, trei formate din spațiu și una din timp, cu proprietatea specială de a îndoi lumina. Însă Stephen Hawking mergea mai departe, întrebându-se dacă exista posibilitatea ca în universul nostru să existe mai multe dimensiuni. Totuși, conform lui Hawking, materia și lumina sunt membranele dimensiunii, făcând călătoria interdimensionabilă imposibilă. Deoarece spațiul-timp are abilitatea de a îndoi lumina, totuși ar exista posibilitatea ca noi să vedem umbre ale oamenilor și chiar galaxii în dimensiunea noastră și ei într-a lor. Aceste presupuse întâlniri reale sau nu cu oamenii umbre sunt foarte comune în America de Nord. Umbrele din Dorchester. Un ziar britanic relata în vara anului 1990 întâmplarea pățită de o femeie din Dorchester. Se pare că în timpul nopții, intrând într-o cameră proaspăt renovată, femeia susține că ar fi văzut o umbră înaltă pe perete. Spre surprinderea femeii, umbra aluneca de pe perete în cameră, purtând o pereche de ochelari. Au mai apărut încă trei astfel de umbre. Într-un final, femeia a realizat că umbra se mărea și cuprindea întreaga încăpere, lăsând-o într-un întuneric complet. Femeia era convinsă că ceea ce a văzut erau călători interdimensionali. Universul ciclic. Fizicianul Roger Penrose, laureat al Premiului Nobel în anul 2020, a propus un model interesant, dar controversat pentru un univers ciclic într-o cosmologie ciclică conformă. Astfel, universurile nu s-au dezvoltat odată, ci într-un ritm ciclic și s-ar fi instalat unul peste altul, ca și vestitele păpuși rusești Matrioșca. Penrose a fost inspirat de o conexiune matematică surprinzătoare într-o stare foarte fierbinte, densă, mică a Universului, așa cum a fost la Big Bang, și o stare extrem de rece, lipsită de materie și extinsă a Universului, așa cum va fi în viitorul îndepărtat. Astfel, teoria sa radicală pentru a explica această corespondență este că acele stări devin identice din punct de vedere matematic atunci când sunt analizate la limită. Oricât de paradoxal ar părea, o absență totală a materiei ar fi putut da naștere materiei pe care o vedem în jurul nostru în universul actual. Astfel, Big Bang-ul a provenit dintr-un aproape nimic. Dar în timp, cu ajutorul găurilor negre, s-au format următoarele universuri paralele, dar așa cum le spune Penrose, ciclice și concentrice. Cazul Carol Chase McElhenney. În anul 2006, în timp ce Carol conducea dintr-o localitate din California către orașul său, San Bernardino, s-a oprit pentru un scurt popas în orașul Riverside, oraș în care se și născuse și copilăris. În timp ce se afla în orașul său natal, în câteva minute după ce intrase în ceea ce credea că este Riverside, a realizat că acesta nu era orașul corect, deși conform GPS-ului, acesta era orașul. În timp ce era în oraș, Carol susține că n-a reușit să-și localizeze casa din copilărie sau altor vecini. De fapt, nu recunoștea nicio casă, deși toate numerele caselor erau corecte. Chiar și cimitirul unde bunicii săi erau îngropați era doar un câmp cultivat. Oare era în orașul greșit? Ea n-a regăsit nici școala și nici liceu. Atunci Carol, descumpănită, a decis să plece în scurt timp din oraș pentru a nu intra în contact cu locuitorii. În declarația dată poliției, Carol a susținut că ar fi ajuns într-o dimensiune paralelă
unde orașul Riverside nu era ce trebuie. Povestea ei devine și mai interesantă, fiindcă peste câțiva ani ea s-a întors la Riverside pentru mormântarea tatălui ei și acum, în același loc, totul revenise la normal, așa cum știa ea, orașul din copilărie, casa, biserica, cimitirul, școala și liceul erau la locul lor. Ciudata povestea Lerinei Garcia. În iulie anul 2008, o femeie în vârstă de 41 de ani, pe numele său Lerina Garcia, s-a trezit în patul său într-o zi ce vrea să fie o zi obișnuită. Numai că, în urma programului cotidian, conform declarației ulterioare, a susținut că a găsit mici detalii care păreau ciudate. De exemplu, cerceafurile și pijamaua erau diferite de ceea ce își amintea ea înainte de culcare. Totuși, ea s-a îmbrăcat și a plecat spre locul de muncă, unde lucra de peste 20 de ani. Cu toate astea, când a ajuns în departamentul ei, și-a dat seama că de fapt nu e departamentul ei, deși era la etajul și locul potrivit. Dându-se seama că ceva nu era în regulă și totul e prea ciudat, Lerina Garcia s-a întors acasă și aici a avut un nou șoc. L-a găsit acasă pe bărbatul de care divorțase cu ceva timp în urmă, iar acesta se comporta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar noul ei partener de viață era de negăsit. Lerina a angajat un detectiv privat, dar noul iubit a fost de negăsit. Nu era nicio urmă de el, dar nici fosta lui casă, dispăruse și familia lui. Deși unii au catalogat-o ca pe o femeie cu probleme neurologice, ea crede cu tărie că de fapt s-ar fi trezit într-un univers paralel. Se pare că Lerina nu s-a putut întoarce în universul ei, rămânând în acest univers cu un fost soț de care nu mai poate scăpa. Cum se pot naște universul paralele? Fizicianul Penrose a explicat cum starea densă și rece și starea densă fierbinte ar putea fi corelate printr-o astfel de redimensionare, astfel încât să se potrivească cu forma spațiu-timpului lor, dar nu și cu mărimea lor. E desigur dificil de înțeles cum două obiecte pot fi identice în acest fel atunci când au dimensiuni diferite, dar Penrose susține că dimensiunea ca concept nu mai are sens în medii fizice atât de extreme. Deci, în cosmologia ciclică conformă, direcția explicației merge de la vechi și rece la tânăr și fierbinte. Starea densă fierbinte există ca urmare a stării de vid rece. Astfel se poate explica coexistența a două universuri paralele, odată prin diferența de compoziție, materie și antimaterie, dar și prin starea termică. Astfel pot coexista un univers dens, dar fierbinte, cu un univers la fel de dens, dar rece. Conform lui Penrose, în aceste condiții de fierbinte-rece, devin irelevante dimensiunea și timpul. Astfel s-ar putea explica și călătorile în timp și spațiu. Și asta fiindcă susține laureatul premiului Nobel, starea densă-rece și starea densă-caldă se află de fapt pe linii temporale diferite. Starea de vid rece ar continua pentru totdeauna din perspectiva unui observator în propria geometrie temporală, în timp ce starea densă fierbinte, la care dă naștere, are loc efectiv într-o nouă linie temporală a ei. Ce se întâmplă atunci când brusc te găsești pe alt drum? În ziua de 9 noiembrie anului 1986, domnul Petra Oliva Ramirez își conducea mașina din Sevilla către Guadaira, localități din Spania. Nefiindu-i străin drumul, Petra s-a șocat în momentul în care, după o curbă, s-a trezit pe un drum complet necunoscut. Mai mult, acest drum necunoscut era o autostradă cu 6 benzi, iar el știa că în această zonă nu se află nici măcar un metru de autostradă. Drumul era înconjurat pe margini de clădiri străine și de un teren bizar, iar el a început să simtă o senzație de căldură, după care a auzit și voci misterioase ce veneau de mai departe. Petra a declarat ulterior că o voce ar fi comunicat că tocmai fusese teleportat într-o altă dimensiune. Mașinile din jurul său, care treceau cu regularitate exact la un minut, erau vechi și aveau culoarea albă sau bej cu număr de matriculare negru. În sfârșit, declară spaniolul, după o oră de condus, a găsit o ieșire spre stânga, unde semnele indicau localitățile din Alcabala, Malaga și Sevilla. Petra Ramirez a ales drumul către Sevilla, dar când s-a oprit a rămas înmărmurit. Ajunsese de fapt în Guadaira și chiar în fața propriei sale case. L-a luat cu el pe fiul său de 18 ani și împreună a întors mașina parcurgând drumul sens invers pentru a lămuri misterul.
Dar cu toate eforturile și căutările acerbe, Petra n-a mai putut găsi intersecția, semnele sau autostrada cu cele 6 benzi. În concluzie, nu putem să nu luăm în calcul părerile unor savanți ca Einstein, Penrose, Saharov sau Everett, cu toate că ideea unor universuri paralele pare încă de domeniul fantasticului. Interesant este că în acest caz s-a petrecut ceva ce este foarte rar în lumea științei, îmbinarea și completarea perfectă între fizică și filozofie. Astfel, temele universurilor paralele sunt idei metafizice distinctive care au fost explorate pe larg de filozofii științei, mai ales în contextul gravitației cuantice, acolo unde cauza și efectul obișnuit par să se destrame. La limitele cunoștințelor noastre, fizica și filozofia devin astfel greu de separat. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!